Bine ați venit în cel mai vechi muzeu etnografic din Moldova. Inaugurat în 1934 prin contribuția esențială a familiei Samuil și Eugenia Ioneț, muzeul deține în prezent o colecție impresionantă de aproximativ 8.000 de piese organizate în 13 colecții. În periplul dumneavoastră veți parcurge cele 11 săli ce găzduiesc aproximativ 1.000 de exponate organizate tematic. Depozitele muzeului dețin în conservare impresionante colecții de cărți vechi și manuscrise, picturi, icoane, ceramică, obiecte și instrumente muzicale, ouă încondeiate, podoabe, țesături și piese de port popular specifice Bucovinei, precum și o bibliotecă cu peste 4.000 de volume. Ceramica este unul din reperele semnificative care au marcat în timp tradiția și specificul local prin contribuția remarcabilă a familiei Colibaba. Vasile Colibaba a pus bazele atelierului în anul 1875 și a transmis meșteșugul olăritului către fiul său Ioan, de la care a învățat meserie Constantin, urmat de nepoții Florin și Marcel, legând astfel numele Colibaba de ceramica de rădăuți. Primul olar de mare valoare din cadrul familiei a fost meșterul Constantin Colibaba, care a trăit între anii 1900 și 1975, în atelierul de pe strada care îi poartă astăzi numele. Într-o vreme în care vasele de lut erau importante în orice gospodărie prin latura utilitară și nu doar estetică, Constantin Colibaba producea deopotrivă ceramică roșie tradițională, dar și ceramică de cutii. El a păstrat liniile tradiționale ale ceramicii de rădăuți, diferențiată coloristic de ceramica zgrafitată de cutii, pictată în culorile anotimpurilor, alb, verde, galben și maroniu, ceramica de cutii diferă de cea de rădăuți, unde meșterul folosește maro peste un fond verde. Florin și Marcel, nepoții meșterului Constantin Colibaba, au lucrat în ateliere separate, ducând meșteșugul mai departe și ridicându-i valoarea și recunoașterea națională și internațională. Florin Colibaba, ultimul mare olar al familiei, a avut atelierul chiar în cadrul acestui muzeu. Piesele făurite de el sunt împrăștiate astăzi în toată lumea, grație participărilor numeroase la diverse târguri, festivaluri și expoziții de gen. După anul 2000, Florin Colibaba a emigrat în Germania. S-a stins din viață în anul 2021. În memoria familiei Colibaba și pentru contribuția lor în păstrarea și promovarea tradițiilor locale, în anul 2023, primarul Bogdan Login a expus pe strada Bogdan Vodă un vas ceramic pe a cărui soclu stă scris: mâinile lor pricepute au transformat lutul brut în opere de artă, ce rămân mărturie ca un arc peste timp în trecerea noastră efemeră.